Am revenit în direct, prieteni, discuția noastră din această seară cu directorul adjunct al CSM Târgu Mureș, Sas Gaspar Bornovaș, și capitanul echipei CSM, Șanta Sobi. Sobi, te-am întrerupt și mai aveai de spus câteva cuvinte vis-a-vis de juniori. Da, că l-am uitat chiar, unul dintre ei e chiar mezinul echipei și un jucător care, care dă chiar un randament foarte bun. Da, exact. O să auzi și părerea. Asta mai vroiam să zic de Roli, de Kish Roland, care are calități, însă în sfârșit am văzut că s-a deblocat la acest meci. Sper să fie meciul acesta ce a fost, să fie un click pentru el și să observe că până la urmă e basket, trebuie să savureze, e ca și la antrenament, ești liber, tragi, are calități de shooter bun și nu numai, că de multe ori el se axează doar pe shoot, însă poate să facă foarte multe lucruri bune. Mă bucur foarte mult pentru el că are o mentalitate corectă și încet, încet se văd roadele muncii de la antrenament. Mai vroiam să zic și de Gheorghi, din păcate și el are probleme de... Un jucător iarăși foarte talentat. Da. Jucător talentat, ce ne-a ajutat. La nivelul lui de vârstă făcea diferența în multe meciuri. Da. Mai ales pe Vlad, pe Pora, a ajutat mult la echipa de junior. Când venea la echipa mare, iarăși... Apropo, vin emoțiile, scuză-mă, Sobi, vin emoțiile și pentru generația de la U18, că s-au tras la sorți grupele pentru turneul semifinal. Dacă bine am văzut, CSM Târgu Mureș cu Oradea, cu Timișoara și parcă cu Colegiul Național Aurel Vlaicu. Dar s-au fost ceva încurcături acolo, au greșit de vreo 3 ori grupele, în fine. Până la urmă s-a greșit la tragerea sus la Liga Campionilor, nu ne supărăm pe Federația Română de Basket. Continuă, te rog. Da, cam asta. Eu zic că băieții sunt pe un drum bun și au realizat că fără muncă nu se poate, nu sunt scurtături, nu e niciun sfat din ăla, mă, fă aia și te-ai trezit mâine că ești jucător. Nu, muncă zi de zi, muncă grea, durere, transpirație multă și nu este scurtătură. Și încet, încet eu zic că înțeleg acest lucru și eu zic că sunt pe drumul cel bun. Borni, voi cum ați analiza prestația de acum a legiunii tinere? Da, sunt două lucruri importante. Încep cu lucrurile pozitive. Avem material, avem foarte mulți jucători. Cum s-au enumerat, nu se iau pe nume, dar de la 15 ani până la 18 ani avem mulți jucători talentați, foarte bun. Dar acum trec la minusuri, pentru că sunt prea tineri, fără experiență. Deci asta e și comparativ cu celelalte echipe contracandidate, noi aici suferim. Ei au jucători de 20, 21, 23 de ani care intră în regula de U23, dar sunt mult mai experimentați. Sunt vicecampion, campion la U20, sunt mai experimentați, sunt puțin mai maturi. Dar... Și în basket... Da, contează, adică e joc fizic. Mai ales, dați-vă, Chris Roland, U15. E vârf de generație al e recunoscut, e la lotul național, dar 15 ani are. Mureșan, 17, 18, deci Nistor. Dar ăsta este jobul nostru, treaba noastră normal, să lucrăm zi de zi cu ei. Să nu uităm, cu ei am început acum un an, în proiectul CSU, când am încercat să ținem băieții împreună, să fie totuși un proiect și să fie basket în Târgu Mureș. Știu foarte bine, am stat de vorbă cu Pora, cu toate cluburile, cu LPS-ul și i-am adunat peste tot, am obținut drept de joc cu Lucky Dragons. Lucky Dragons, apropo de LPS, exact, că ei sunt acum împreună cu Gladius, Lucky Dragons și LPS și am obținut drepturile de joc la senior ca să îi obținem, ca să putem să lucrăm cu ei. Și am început. Și eu cred că totuși au contat un sezon în divizia B sub egida CSU, unde am jucat și acolo, Nistor, Mureșa, Boti, cum au zis, Silvester Boti. Deci era încă la U18, da, la RPS. Deci ei, foarte multe meciuri și plus turneul final, au căpătat experiență. Dar încă au lipsul. De aici vin oscilațiile astea, dar... Încă ei mulți dintre ei au și sărit niște etape. Pentru exact. Un proiect care, știu eu, avea o altă șansă. Acești copii treceau de la U15, mergeau la U16, dar așa s-au trezit să meargă de la 15 ani să
să joace cu seniori. Da, păi așa e. Roli a avut turneul la U15. Să se bată pentru un loc, că o să discutăm și despre asta, pentru un loc în viitorul lot de Liga Națională. Da. Unde deja discutăm de... Deci cam asta este radiografia pozitivă și negativă. Avem câțiva seniori care chiar poate să tragă echipa după ei, dar e o ruptură între avem un nucleu frumos și destul de stufos de jucători tineri, dar trebuie răbdare și foarte mult de muncă cu ei. Cam câți dintre ei s-ar putea regăsi în lotul din viitorul sezon? Pentru că eu mă gândesc aici în perspectivă, Doamne ferește să nu se întâmple ceva la turneul final. În mod normal, CSM Târgu Mureș ar trebui să promoveze. Pe valoare, nu mă gândesc absolut la altceva. Dar deja discutăm despre un alt nivel la Liga Națională. Suntem patrioți locali. Lumea mă știe, mai ales pe mine, că vreau să joace cât mai mulți jucători de ai noștri. Dar la un moment dat nu poți, că chiar n-ai cum să joci din prima. Așa, încet, încet, evident, peste 2-3 sezoane am discutat altfel. Dar totuși au o veste bună. Deci, cum am zis, că se schimbă și formatul Ligii Naționale, dar se schimbă și formatul și structura jucătorilor români. Pentru că o să, de la anul, s-a discutat. Bine, mai sunt discuții acum, primele două sferturi, Cu doi români, după aia numai cu una, dar totuși s-a votat cu doi români pe teren. Acum încă nu este decis de la 0 la 40 de minute, dar eu zic că totuși se merge în direcția aia. Deci, dar nu mai este limita de vârstă. Și nu mai este limita de vârstă care are. Ok, dar oricum, au o șansă. Eu sper că și oamenii și puterea basketul înțeleg că ne trebuie un proiect pe termen lung. Nu putem să sărim cu niște obiective foarte mărețe deja de la anul. Eu i-aș da credit acestui nucleu de bază. Normal că trebuie adus niște ajustări în lot pe pozițiile pe care le știm și cunoaștem cam unde ar fi deficitare, dar eu zic că, mai ales cu regula cu doi români, avem o șansă mare, avem un lot destul de bun și am merge cu toată echipa mai departe. Și referitor la cei tineri, toți au șansă. Toți sunt la loturile naționale, au arătat și oricând poate să, cum zice Sobi, să facă un click pozitiv și să vină cu ceva extra. Că toți au potențial. Știi la ce mă gândeam, Borni? Evident, o să mai fie implanturi în echipă cu jucători străini. Dar cred că ar fi satisfacția extraordinară a publicului Târgu Mureșan, care cu siguranță, să sperăm că va trece și pandemia asta și va reveni, deja a revenit în număr destul de mare la polivalente, dar da. Eu aș vrea să revăd sala sporturilor plină, cel puțin la meciul echipei de basket băieți. Cred că va fi o satisfacție aceea a publicului Târgu Mureșan de a-și vedea contingentul de jucători de aici, localnici. Acum hardului ai pe ce să pui mâna să-i trimiți în teren. Iar restul normal, o să mai vină străini, dar parcă, nu știu, la câți jucători mureșeni, Târgu Mureșeni avem acum în echipă, ar fi puțin frustrant că acești băieți au tras acum când e greu. Să vină alți jucători, tot români, din altă parte și să le ia locul. Trebuie în echipă niște vârfuri. Au fi străini, au fi mai seniori, mai experimentați. Pentru că jocul e simplu. Basket este un joc de echipă, se joacă 5 pe teren și acum vedem foarte bine la toate pregătirile, scouting-urile, meciurile. Deci dublează, triplează, toată lumea adună în adâncime că știe că acolo avem punctul forte. Copiii sunt liberi, total. Avem și jocuri, scheme pentru ei. Deci au o șansă enormă. Și așa o să fie și la anul. Cu doi români pe teren, trebuie să ai o rotație sănătoasă, trebuie să ai un lot pentru a pregăti acele meciuri. Deci e o șansă mare. Eu zic că foarte bine vine timingul și pașii ăștia pentru ei, pentru că au gustat din jocuri mai tari și din proiectul ăsta de promovare pornită încă de anul trecut și o să aibă continuitate. E o șansă mare. Totuși sunt foarte mulți. Ce se întâmplă cu... N-o să prindă toți. V-ați gândit, nu știu,
regula și pentru CSM 2? Sau... Păi regula FRB oricum te obligă ca să ai două echipe, o echipă de Liga Națională, ai două echipe de junior sub tine. Și normal, întotdeauna am gândit că echipa de sub, echipa de senior să fie una de U20, U18, cum avem acum, U18, care întotdeauna au făcut performanță cu Vlad Pora. Deci o să ne gândim ca cei eu mă gândeam spate... ca să joace tot la nivel de senior, dar în Liga 2. Adică în Liga 1, pardon. Da, deci și asta ar fi o variantă. Depinde acum anilor. Deci dacă ei au 18 ani, 17, 16 ani, atunci facem un 18. Pentru că e mai simplu. Dacă au trecut de anii aia și normal nu prind lotul de senior, să facem un 20. Dacă nu, Liga 1. Da, deci depinde de lotul care o să totuși rămână în afară și care vin din urmă. Pe Liga 1 e diferența de nivel nu e chiar așa de mare. Foarte mult. Când mergi de la Liga Națională să joci la Liga 1, e altceva, dar să joci deja la junior, adică să te întorci să joci la nivel de junior după ce tu ai făcut pregătire și poate ai și câteva minute în Liga Națională. Dar în Liga 1, și Sabri poate să confirme, foarte multe echipe evoluează cu echipele de U20, normal, da. Echipe bune, de campion, vicecampion, sau U18. Deci ei vin cu cei tineri. Sau sunt echipele satelit al echipelor din Liga Națională, Oradea. GSB, Oradea, da, care n-au, numai rodează și joacă cu cei tineri, n-au niciun proiect de promovare sau de... Am întrebat pentru că pe lângă Casey, pe lângă acest american pe care l-ați adus, iată la Târgu Mureș vin americanii, americanii au luat-o înaintea rușilor. A venit și un jucător de la UBT. Ziceți-ne și despre o vorbe. A venit. Sobil cunoaște. Da, Sobil știe și personal că s-a antrenat. Eu nu mă dau cuvinte, o să spun. Deci tot lucrul ăsta a venit normal și cu accidentarea lui Bălăni și ne-am gândit pentru că avem nevoie de un fizic mai mare pe poziția 3-4 și discuția a fost normal cu conducerea UBT-ului că dacă au, cum ei au o academie întreagă, dacă poate să ne ajută pe returul acestui campionat și pe turneul de promovare. Vă întreba numai unul, vă trebuie, că nu văd mai mulți că la... Nu, că sunt foarte mulți jucători, dar ei evoluează și la nivel de junior, în cupele europene, toți sunt înscriși pe anumite competiții și este foarte greu pentru ei, dar e un băiat, Coste, pe poziția 3-4, care, da, am primit acceptul de împrumut la senior, el evoluează la U20, la UBT, pe care încet, încet cu George am discutat, îi facem un program și se va integra în echipă din aprilie începând. Normal, țintuit pentru a ne ajuta la turneul final. Am înțeles. Avea opțiune. Luăm, prieteni, ultima pauză de publicitate și revenim în circa 5 minute în direct.